compania Multelecom, bună seara. Ce puteți receptor ne, tehnolog, ha? Alo, domnule. Eu nu mă și o minută am greșit cu vă multe cu de vă arată, te canale vă arată. Ce domnule, eu vă sunați de 5 de ori, o rășesc le dam. Scuzați dumneavoastră, ați vorbit cu altă... Dar pe mine mă de vă, voi mai bani cum plătesc? Domnule, dumneavoastră aveți întrebări tehnice. Nu, avem cu de nu vin, te înțeles, și ești. Aveți probleme cu televiziunea, da? Băi, băule, uite la NTV cum arată rău televizorul! Lăsați-mă să verific datele dumneavoastră. Bă, vine o mâine la moțile cu omul și ala, bagava și a mamei voastre, bă. Așa, deci, bună ziua! Bună ziua! Am venit să mă angajez ca tehnolog, bă. Poftim? Dacă ne-o scris, șicmea. Operator call center. Foarte bine. De unde ați aflat despre compania noastră de telecomunicații? Compania voastră de telecomunicații, eu știu din 2004, când m-am conectat la voi, de atunci NTV-ul nu lucrează. Eu m-am nervat deodată din prima. Am înțeles. Ați putea să dezvoltați un pic ce cunoașteți despre companie? Cunosc pe despre toți operatorii ăștia call center și cunosc toți mamele lor. De unde cunoașteți informația confidențială? Că pe toți îmi trimesc pe toți în mamelor pe rând, ca așa, pe fiecare îi trimesc în mamelor că nu puteau să-mi facă NTV-ul. Nu m-am gândit la dușul și m-am enervat. Am înțeles. Așa, spuneți-mi vă rog, cum credeți? Ce ați putea să aduceți nou în compania noastră? Eu în sfârșit aș lucra ca să aibă toată lumea acasă să lucreze în TV. Cu voi nu se poate altfel. Trebuie să vin eu să vă arăt cum se face. Îmi pare rău să vă spun acest lucru, dar operatorii call centru nu se ocupă de asta. Avem o echipă tehnică care face acest lucru. Și unde e echipa aceea tehnică? În teritoriu muncesc băieții. Dumneavoastră de ce întrebați? Să-i trimit și pe dușeni. Băi, că uite numai cum mă gândesc că pune apar stele în fața ochilor și-mi vine să le totul la tot rând. Vă văd așa un pic, cum să-i zic, un pic agresiv. Nu e un atu pentru un lucrător de call centru. Nu-i și? Atu. Și eu. Am înțeles. Haideți să facem un experiment, un test. O să ne conectăm cu un client și dumneavoastră o să vorbiți cu el, bine? Cu un client? Așa. Alo? Vă rog să mă conectați cu un client. Luați. Alo? Zâmbiți și spuneți bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Zâmbiți. Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Auzi, tehnolog! Tu cum vorbești cu mine? Tu tehnolog! Nu aveți dreptul. Trebuie să fiți calm. Întrebați care e problema și zâmbim. Zâmbim. Care e problema? Ce problemă, uai, tehnolog! Tu vezi cum arată NTV-ul? Uai, tehnolog! Client, eu... Așa, foarte bine. Întrebați, cu ce vă putem ajuta? Calm. Băi, cu ce vă putem ajuta? Dar zi, mai repede, că eu de mușier, trimă-te în mătite. Cu ce vă putem ajuta? Băi, eu vin mâine și vă spânzur, eu cui banii plătesc? Eu bani cui plătesc? Băi, animală, prostul și ești tu, tu cum vorbești cu... Cui tu banii plătești? Tu nia banii plătești, ei? Băi, debilule, tehnolog și client, și ești tu, care bani, unde trăiești, că vin mâine la tine și te spânzur. De șnură la telefon, nu mai am aer cu tine, în mate, oi, du-te, oi, în mate! Du-te tu, în mate, de debil, tu crezi că aici e muncă ușoară, bine, tu și lucrează ca tehnolog, e operator call center. Auzi, să mă pupi în să mă pupi tu, în tot neamul tău și tot prostălare care tu trebuie mâncoță. Compania așa e voastră de debil. Ui, dacă ăștia nu-s oameni. Ce-a fost asta? Dar cum să vorbești cu animalele astea? Cum să vorbești? Cum vorbiți voi cu deși? Ăștia nu trebuie vorbit, ăștia trebuie mușcați în cap pe rând. Să-i pui la stincă și mușcați în cap tăți. Îmi pare rău, cred că nu o să putem să vă angajăm pentru această poziție, înțelegeți? Bună seara, cer scuze, te deranj. Trebuie să trimitem un echipaj tehnic la Sarmisegetuza 19/1, apartamentul 21.
Băi, stai. E mai zi ceva. Cer scuze că v-am întrerupt discuția, dar avem o urgență și... Băi, tu nu ești tehnologul ăsta care pasteana răspunde când nu mergi nici în TV. Dumneavoastră sunteți domnul în TV? Băi, tehnolog, te prind, amuși, te mănânc cu tău cu...